Microsoft Word, scriere artistică. Tehnica Word Art, oferită de aplicația Microsoft Office Word, reprezintă modalitatea cea mai eficientă pentru a evidenția un text. În fila Insert, în fila Inserare, în grupul Text din fila Insert, descoperim butonul Word Art. Apăsând pe butonul Word Art, pe foaia de lucru este afișat un text substitut, un text care trebuie actualizat cu conținutul dorit. Iată, spre exemplu, textul nostru este decembrie. Primul pas în evidențierea acestui text este umplerea textului cu o anumită culoare. Am ales culoarea roșie și am apăsat pe butonul Text Fill. Al doilea pas este stabilirea culorii chenar pentru text. Text Outline se numește butonul. Și culoarea aleasă de noi este o nuanță de albastru. Este momentul efectelor de text, efectelor speciale. Primul efect este efectul de aură, glow. Pentru aură am ales culoarea gold, un auriu perlat. Aproape de final, îmbrăcăm într-un material cu o anumită structură unghiulară textul nostru. Am ales bevel angle. Cât despre linia orizontală pe care o urmărește textul, aceasta se poate transforma într-un arc de cerc, într-un cerc complet sau într-un double wave. Sesiune de autoevaluare. Realizați un document cu numele Oferta, având doar o pagină de mărime A4, orientată landscape, cu următorul conținut. Este vorba despre oferta școlii dumneavoastră. Utilizați scrierea artistică pentru a reda cât mai fidel aspectul grafic al paginii. Sesiune de autoevaluare. Realizați un document cu numele Disney, având doar o pagină de mărime A4, orientată landscape, cu următorul conținut. Personaje Disney interbelice. În partea a doua, vom privi cu atenție hârtia pe care este afișat textul nostru. În cazul de față, hârtia este constituită dintr-o sumă de puncte în culoarea albastră pe un fundal de culoare albă. Sesiune de autoevaluare. Folosind opțiunile de fundal pentru forma textului artistic, realizați un document cu numele Concert, având doar o pagină de mărime letter, orientată portret, cu următorul conținut. Invitația este tehnoredactată pe o hârtie letter, orientată portret. Titlul invitației folosește fontul Modern Love Grunge, în dimensiunea 100, iar restul textului este așezat pe o formă dreptunghiulară, umplută
un pattern, cu un șablon compus din puncte albastre pe fundal alb. Alte modele de șabloane în perechea de culori alb-albastru. Culorile se pot modifica. Iată combinația verde-galben. Acest șablon poate fi înlocuit cu o imagine sau cu texturi din galeria de texturi sau degradeuri, nuanțe ale unei aceleași culori sau gradient compus din două sau mai multe culori. Iată aici o variantă maro-alb sau un gradient alb-albastru. Și nivelul de transparență se poate modifica. Putem recurge și la o culoare unică sau la transparență totală. Cât privește linia, revenim la șablonul inițial propus de problemă. Puncte albastre pe fundal alb. Cât privește linia de chenar pentru forma rectangulară pe care este editat textul artistic, putem alege un gradient compus din chiar patru culori. Iată nuanțe de albastru, nuanțe de galben, nuanțe de maro. Aceste nuanțe vor colora linia compusă din elemente de tip carou sau puncte rotunjite. Stabilim și o dimensiune finală de 16 puncte pentru linia de chenar. Iată rezultatul final. În exemplele care urmează, toate etichetele cu prețurile produselor sunt realizate cu opțiunea Gradient Fill. Tema pentru acasă. Realizați un document cu numele Toamna, având doar o pagină a 4 orientată landscape cu următorul conținut. Utilizați scrierea artistică pentru a reda cât mai fidel aspectul grafic al paginii. Alte pagini de portofoliu. Vă mulțumesc!